În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a început sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoțească. Cei 15 candidați înscriși, licențiați în teologie pastorală, au susținut astăzi proba scrisă, iar miercuri va avea loc proba orală. Examenul de capacitate preoțească este organizat prin sectoarele educațional, teologic și administrativ-bisericesc și urmărește verificarea cunoștințelor teologice, dar și competența candidaților de a folosi informațiile dobândite pe parcursul studiilor în contextul pastoral contemporan. Sala Gherasim Putneanul din cadrul Centrului Eparhial Suceava a găzduit astăzi proba scrisă a examenului Astăzi a început sesiunea de toamnă a examenului de capacitate organizat de eparhia noastră. La această sesiune s-au înscris 15 candidați din toate cele 5 protopopiate ale eparhiei noastre. Comisia examenului este formată din părinți consilieri de la centrul eparhial Suceava și din părinți profesori fiind prezitată de Preasfințitul Părinte Damascindor Neanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, notarea urmând să fie făcută pe baza baremului afișat la ieșirea din sala de examen. Subiectele din anul acesta de la proba scrisă a examenului de capacitate preoțească vizează o tematică variată, bazată pe o bibliografie de specialitate, care a fost consultată de către candidații participanți la concurs înaintea acestei probe. Subiectele au în componența lor atât itemi obiectivi, prin care încercăm să verificăm nivelul cunoștințelor acumulate de-a lungul anilor de teologie, cât și itemi deschiși, prin care dorim să vedem dacă pe lângă aceste cunoștințe, cei care doresc să slujească Biserica, într-un mod consacrat, au abilitatea de a opera cu aceste cunoștințe și dacă au în același timp și atitudini corespunzătoare formate pe baza acestor cunoștințe acumulate. Examenul de capacitate preoțească organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va continua miercuri 25 septembrie cu proba orală, rezultatele urmând să fie afișate în data de 30 septembrie.